La Iași, etapa județeană a Olimpiadei de Religie s-a desfășurat la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Vasile cel Mare. Elevii participanți s-au bucurat de binecuvântarea transmisă de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care a dăruit fiecăruia, printr-un reprezentant al sectorului învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor, câte o carte de rugăciune și broșura Lumina lui Hristos, Luminează tuturor, scrisă de Părintele Dumitru Stăniloae. Anul acesta sunt prezenți 228 de copii, ceea ce demonstrează foarte clar că nevoia de spiritualitate, nevoia de a fi în preajma lui Dumnezeu, de a-L cunoaște pe Dumnezeu, este o realitate a tinerilor, a copiilor noștri, că predarea religiei în școli este un succes, cu toate vicisitudinile prin care a trecut disciplina noastră de-a lungul timpului, că toate greutățile n-au făcut decât să apropie pe acești copii de Dumnezeu și să-și dorească să participe la Olimpiada de Religie. Din experiența anilor trecuți observăm că profesorii de religie muncesc foarte mult cu ei, fac cu pasiune, din vocație, predau religie și acest lucru se simte în dorința lor de a participa la această olimpiadă. De ce te-ai înscris la Olimpiada de Religie? Pentru că religia este o materie de suflet și nu este neapărat de învățat. Este o materie de suflet și scriem noi ce simțim și ce credem despre Dumnezeu. Subiectele de la Olimpiadă cum ți s-au părut? Primele două exerciții au fost puțin grele, dar celelalte au fost foarte, foarte ușoare, pentru că am citit și am învățat ce trebuia. De ce te-ai înscris la Olimpiada de Religie? Mi se pare că e primul an în care vii. Da, este primul an, datorită faptului că ador religia. Îmi place religia. Subiectele de la Olimpiadă cum ți s-au părut? Mi s-au părut demne de un acest nivel. Am participat la Olimpiada de Religie pentru că îmi place foarte mult religia și consider că este un mod prin care ne putem verifica credința și cunoștințele pe care le avem despre credința noastră. Cum ți s-au părut subiectele? Mi s-au părut ușoare și foarte frumoase. Am putut scrie mult și mai ales ultimul subiect care a fost despre rugăciunea, care este hrana sufletului și respirația lui. Subiectul meu preferat a fost subiectul 3, pentru că ne s-a dat să vorbim despre rugăciune și rugăciunea îți permite să te deschizi, să vorbești practic din ceea ce simți și a fost un subiect de suflet, pot să spun. La Olimpiada de Religie Ortodoxă participă în fiecare an elevi de la clasele a 7-a până la a 12-a.